Bună ziua, bun găsit la De Gardă! În România se investește în cercetare aplicativă și dezvoltare în medicină 218 milioane de euro, mult sub media europeană de 940 de milioane. Investițiile sunt doar în cercetarea aplicativă, deoarece în România nu există capacitatea de a realiza cercetare fundamentală. Aceasta, din urmă, este cea care aduce tratamente inovatoare și descoperiri de noi molecule. Discutăm chiar acum la De Gardă despre acest subiect cu doamna dr. Bogdan Camilițescu, manager al unui centru privat de genetică medicală, cu doamna Monica Stoian, medic genetician, și cu domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Anca, medică primar în obstetrică ginecologie. Bună ziua, bine ați venit la De Gardă, vă mulțumim pentru că sunteți astăzi aici. Bună ziua, mulțumim că ne-ați invitat. Așadar, România se află pe locul 21 la capitolul investiții în cercetare și dezvoltare în medicină, într-un clasament care cuprinde 31 de state europene. Din ce cauză ocupăm un loc nu tocmai bun în ceea ce privește investiția în cercetare? Domnule doctor Anca. Cred că e lipsă de bani. E normal. Cercetarea științifică, acum există două categorii mari de cercetare, există și o a treia categorie, colegele mele ori să intre puțin în amănunt. Dar avem o cercetare fundamentală și o cercetare clinică. Dintre cele două, cercetarea fundamentală este sau necesită investiții uriașe. Eu știu, pot să vă dau exemplu, acum 20 de ani, de exemplu, în Statele Unite, pe lângă Massachusetts General Hospital, în institutul lor de cercetare a cancerului, lucra, de exemplu, într-un laborator un japonez. Japonia avea și are bani, inclusiv pentru cercetare, dar nu își puteau permite să facă cercetare fundamentală. Și atunci ei participau cu o sumă de bani în cadrul unui laborator dintr-o țară mare. Țara mare e clar care este. Iar beneficiile care rezultau în urma cercetării din acel laborator, în care lucra și un cercetător, încă o dată spun japonez, urmau să se împartă proporțional între Statele Unite și Japonia. De spun, suma este foarte mare ce trebuie investită în cercetarea fundamentală. Într-adevăr, dar doamna doctor Milițescu, de ce nu există și la noi cercetare fundamentală care ar aduce molecule noi, inovație, noi tratamente? Tocmai a spus domnul conferențiar, în special, și motivul esențial este lipsa banilor. Cercetarea fundamentală presupune investiții în infrastructură, deci dotarea este extrem de importantă. Chiar astăzi vorbeam cu o doctorantă care este la noi în centru și care dorește să plece, să facă cercetare fundamentală. Și am întrebat-o, de ce vrei să pleci? De ce nu faci la noi? Și noi avem nevoie de cercetare fundamentală. Și răspunsul ei mi-a spus tocmai lipsa banilor fac ca în universități să nu poată să facă nici, deci pe timpul studenției ea nu poate să acumuleze cunoștințele necesare practice. Tehnic este foarte mulțumită. Vorbesc de teorie, partea teoretică, de partea practică. În schimb, aici se pune problema. Iar acum, la nivel de doctorant, ea lucrează, de fapt, ce ar trebui să lucreze ca și student. Și îmi povestea că sunt fericiți studenții când universitatea are un proiect și atunci poate să lucreze având banii din proiect. Deci universitățile, cel puțin Unitatea de Biologie de care îmi povestea ea, trăiesc partea asta de cercetare din proiecte. Și mai e un lucru important. Spuneți. Cât de ușor, în sensul de cât de devreme sau de târziu, vin rezultatele, vin banii din cercetare, vin târziu și cu semn de întrebare, pentru că cercetarea merge, dar nu știi când vei găsi sau dacă vei găsi ceva ce să se poată transpune în practică. Cum se implică autoritățile statului în această problemă? Și asta este, cred că este foarte greu. Este foarte greu să gestionezi, nu o sumă mică de bani, pe care, iar acei bani sunt necesari, nu numai în medicină, să ne înțelegem, în toate domeniile. Știi? Și probabil că ești nevoit să dai câte puțin la fiecare. Numai dând câte puțin, nu prea poți să faci mare lucru. Cred că este și greu să dai o sumă mare într-un singur loc sau în două locuri. Și cu siguranță. Că după aia...
Deci pot să vă dau un exemplu foarte interesant în legătură cu studiul cancerului. Ravagiile pe care le face cancerul, pentru că sunt niște ravagii, în lumea civilizată, deci vorbim de situația în care totuși se pune diagnostic precoce. Și totuși sunt multe cazuri de cancer și în lumea cea mai, să spunem, în showbiz. Și atunci în Statele Unite a pornit un proiect care se cheamă Dream Team în cancer. Și s-a creat o echipă, adică acest proiect este condus de cei din California, din industria filmului, și care au spus, noi mergem exact cum procedăm în film, bani mulți și mă duc și aleg artiștii cei mai buni. Exact așa au făcut aici, bani mulți, cu mult peste, de zeci de ori mai mulți bani decât dau institutele naționale de sănătate, și au ales oamenii cei mai, să spun, cu cea mai mare experiență și cei mai performanți în ceea ce privește cercetarea fundamentală și, evident, și cercetarea clinică în ceea ce privește cancerul. Adică o colaborare între laboratoare, spitale, săli de operație, centre, nu numai din toate state, nu numai de pe teritoriul Statelor Unite, dar și din afară. Rezultatul este colosal. Adică înainte era, dacă țin minte corect cifrele, era necesar un interval de timp cam de 10 ani între un progres din cercetarea fundamentală, o realizare în cercetare fundamentală, și 10 ani trec până când acel ceva din cercetarea fundamentală ajunge să poată fi folosit în societate. Acum intervalul a scăzut undeva spre 2 ani. Iar mare parte dintre progresele pe care instituția unde lucrează doamna doctor, unde lucrează doamnele doctor, sunt tocmai consecința progreselor pe care le face, pe care le-a făcut acest Dream Team din Statele Unite. Asta ca să vă dați seama ce înseamnă cercetarea fundamentală. Cu siguranță că cercetarea înseamnă inovație. Care ar fi beneficiile aduse asupra pacientului, dar și asupra economiei țării? Investiția în cercetare, așadar. Sigur că investiția în cercetare, că e fundamentală, că este clinică sau este translațională, la ora actuală se vorbește despre această cercetare translațională în care nevoile din partea clinică sunt duse în laboratoare, se face cercetare, după care se reîntorc la pacient. Deci, în acest sens, de exemplu, există. Trebuie să spunem că Autoritatea Națională de Cercetare, periodic, apar call-urile de cercetare și sunt diverse proiecte de cercetare pe diverse call-uri. Unul dintre ele este această cercetare public-privat, parteneriatul public-privat, în care și noi suntem implicați în două proiecte. Ce este util, ca să ajung să răspund la întrebarea pe care ați pus-o, este tocmai că rezultatele acestei cercetări după aceea sunt aplicate în diagnostic. Ăsta este scopul, să fie aplicate în diagnostic. Noi de aceea am decis să participăm în aceste proiecte, pentru ca rezultatele după aceea să le implementăm și cât de repede să le implementăm și să le putem oferi pacienților noștri. Eficiența vine și pe un plan, adică vine atât pe planul nu tratamentului, exact cum logic tratamentului, eficiența tratamentului, și înseamnă o economie de bani dacă tratamentul este mai eficient. Însă de aici rezultă, gândiți-vă, brevete, invenții, și rezultă din cercetarea fundamentală o industrie întreagă care, uitați-vă că în Statele Unite industria care poluează, de exemplu, a plecat, a fost externalizată. Dacă vă duceți în Statele Unite, o să vedeți că ceea ce la ei este industrie sunt toate laboratoarele, în special cele de genetică, companiile farmaceutice, cercetarea în domeniul ăsta, adică astea toate folosesc sau pleacă în fond de la ce? De la cercetarea fundamentală. Iar câștigul este uriaș, nu se compară cu nimic. Dar și investiția e pe măsură. Cu siguranță așa este. Doreați să completați, doamna doctor? Da, vrem. Deci, domnul conferențiar mi-a aruncat mingea la fileu. Toate, deci nu e vorba, cercetarea fundamentală sau în ea, alături de laboratoarele, institutele de cercetare, sigur participă și alte instituții.
despre ce o să vorbim, despre medicina personalizată în continuare. Medicina personalizată nu înseamnă doar relația directă pacient-medic, nu, ea înseamnă industrie farmaceutică, înseamnă industria diagnosticelor, înseamnă implicarea sistemelor de sănătate, a sistemelor de asigurare. Deci toate acestea converg și duc la dezvoltarea acestei medicini personalizate, plecând iarăși de la cercetarea fundamentală. Dar concret pentru pacient, ce oferă? Ce oferă medicina personalizată? Pentru pacient poate să-i ofere un diagnostic exact, un diagnostic acurat. Poate să-i ofere să identifice riscul că va face sau nu va face o boală, chiar în situația când el este sănătos, este asimptomatic, se poate identifica riscul că în 20 de ani, în 30 de ani vei face o boală. Și poți să, acest risc este evaluat în funcție de media din populația respectivă. Da? De exact, nu știu, să faci un cancer de sân sau un cancer de colon, sau orice boală până la urmă, există un risc mediu de a face boala, care se presupune că în jur de 20%. Identificarea riscului tău personal se face referindu-se la acest risc în populația generală. Și atunci, în funcție de asta, practic, se iau măsurile de prevenție. Cât costă un test genetic? Știu că este destul de costisitor. Mai depinde de test. Sunt teste care costă media, haideți să zicem, media este în jur de 120 de euro. Media. Dar sigur că sunt teste în cancerul de sân și de a identifica cancerul ereditar de risc, deci riscul ereditar de cancer de sân și ovar, poate să ajungă și la 3.000 de euro, în funcție de numărul de mutații determinate. Dar cine apelează, în general, în România, la acest tip de serviciu? În primul rând, medicii. Deci, la noi mai greu ajung pacienții direct. Da. Deci medicii sunt cei care recomandă pacienților lor să vină și să-și facă aceste teste. Și aici vorbim iarăși de teste pe oncologie, teste farmacogenetice, pentru a identifica dacă se potrivește sau nu tratamentul la pacientul respectiv, pentru că ceea ce trebuie să știți că în medicina personalizată, de fapt mai simplu definit, este tratamentul potrivit, la omul potrivit și momentul potrivit. Asta este așa o definiție simplă și înțelesul tuturor. Doamna doctor Stoian, aminteam ceva mai devreme despre domeniul geneticii. Este genetica viitorul în medicină? Da, cu siguranță. Genetica are o implicare în toată patologia medicală și pe măsură ce cercetarea evoluează, acest lucru devine tot mai evident. Chiar acum, prin telefon, discutăm la de gardă despre acest subiect cu domnul profesor dr. Ștefan Constantinescu, profesor la Universitatea Catolică din Leuven, din Belgia. De asemenea, este membru al Institutului Ludwig pentru Cancer și expert evaluator pentru cercetare. Bună ziua, domnule profesor dr. Constantinescu, sunteți în direct la de gardă. Bună ziua! Bună ziua! Are rost cercetarea în România? Cred că sunt cel puțin trei mari motive pentru care cercetarea este esențială în România. Ar fi esențială. Primul este pentru că cercetarea duce la inovare și inovarea reprezintă cel mai profitabil aspect al activității economice. Deci o economie fără inovare este o economie înapoiată. În al doilea rând, pentru că nu există universități, nu există învățământ superior real de calitate fără cercetare, și în al treilea rând, pentru că la nivelul societății civile educația științifică este vitală, pentru că numai educația științifică este capabilă să-i ajute pe oameni să discearnă între dovezi reale și informații care nu sunt reale, nu sunt confirmate științific. Deci eu cred că România are nevoie de cercetare și cred că se justifică investiții importante în cercetare în viitor, ceea ce nu s-a făcut în trecut. Dar cum pot veni investițiile în cercetare și dezvoltare în beneficiul bugetului statului? Totdeauna un profit sau o întoarcere la buget trebuie să fie ca urmare a unei activități care cumva trebuie pornită. România sub comunism a fost subfinanțată în ceea ce privește cercetarea
s-au finanțat foarte modest universitățile și s-a descurajat cercetarea, pentru că cercetarea presupune un grad de libertate, presupune creativitate și presupune risc. Ori regimurile totalitare nu agrează riscul. Și atunci, cel puțin din anii 75-80, practic România nu a mai investit în cercetare, iar eforturile de după Revoluție au fost prea modeste ca deja să ducă la venituri la buget. Însă dacă în România s-ar face cercetare cu adevărat de performanță, vă garantez că în final investiția s-ar întoarce cu profit. Așa cum se întâmplă în foarte multe țări unde s-a investit în cercetare, pentru că un patent de valoare care este licențiat de industrie poate aduce atâta cât a fost toată investiția în cercetare înainte. Cum arată sistemul sanitar din Belgia în domeniul cercetării și dezvoltării? Ce avem de învățat de la ei? Belgia este o țară care a reușit să îmbine un sistem de asigurări medicale universal cu accesul pacienților la specialist direct, fără intermediarul obligatoriu al medicului de familie, și este o țară care a înțeles de mult, de vreo 50-60 de ani, necesitatea finanțării pe bază de valoare a proiectelor de cercetare. Deci există un sistem de tradiție în care proiectele de cercetare sunt evaluate de niște comisii care au componenți și străini, deci există o evaluare internațională. Granturile nu sunt foarte mari, nu sunt așa de importante cum sunt în Statele Unite, dar sunt suficiente pentru a susține o activitate de calitate. Deci există această cultură a investiției în cercetare și a selecției pe bază de valoare. Adică principiul fundamental este toleranță zero la lipsa de valoare. Criteriul trebuie să fie valoarea. De asemenea, avem nevoie și de personal în acest domeniu. Foarte mulți cercetători români au plecat în străinătate. Cum credeți că pot fi stimulați aceștia să se întoarcă în țară? Eu cred că printr-o investiție care inițial trebuie să cuprindă cumva și statul român și posibil și investori privați, trebuie creat un fond de cercetare, fond care să atragă cercetători de valoare care să aibă proiecte în România. Iar acele proiecte trebuie să fie finanțate la nivelul necesar pentru a putea fi realizate. Și în acel moment, printr-o competiție deschisă, transparentă, cu evaluare internațională, atât a proiectului cât și la sfârșit a rezultatelor, eu sunt convins că s-ar putea realiza lucruri foarte frumoase într-o colaborare între cei care lucrează în străinătate și cei care au rămas în țară. Ce evaluator există în proiectele de cercetare? Și este costisitoare alegerea evaluatorilor străini? Nu cred. Depinde. Anumite țări plătesc acest lucru, altele nu. Eu am fost invitat să evaluez pentru țări care nu, care plătesc și care nu. Marea majoritate a evaluatorilor nu cer să fie plătiți pentru evaluarea proiectelor, cum referenții la revistele de prestigiu nu sunt plătiți. Deci așa numiți reviewers, care analizează semnificația datelor și impactul lor și care decid dacă o lucrare este publicată sau nu, acești reviewer nu sunt plătiți și fac acest lucru pentru că acest lucru este necesar, procesul de peer review, pentru a menține un nivel de excelență științifică la nivel internațional. Deci este un serviciu societății pe care cercetătorii îl fac gratuit. Putem spune că la ora actuală domeniul științei este în cădere liberă în România? N-aș putea spune că este în cădere liberă, dar este păcat că potențialul excepțional care există în rândul universităților și instituțiilor de cercetare, mai ales la nivelul oamenilor tineri, nu este valorificat la nivelul valorii lui native. Deci că nu s-au găsit nici, să spun așa, structurile, organizarea și nici finanțarea necesare pentru a pune în valoare potențialul cercetătorilor români, pentru că în piața liberă potențialul este un lucru și realizarea e cu totul altceva. Potențialul este o chestiune teoretică, pe când realizarea este o chestiune care poate duce la, și la venit și la dezvoltarea societății și la dezvoltarea economică a societății. Cu siguranță aș vrea să știu care sunt ultimele demersuri în domeniul cercetării la nivel mondial. Deci în momentul de față asistăm la o revoluție în ceea ce privește tehnicile de secvențare a genomului
și de înțelegere a variațiilor genomului între specii și între indivizii aceleiași specii. Și acest avans mare tehnologic ne-a dat posibilitatea să identificăm rapid o serie de mutații, o serie de modificări genetice care au un efect pe fenotip, deci la nivelul funcției biologice, și care au impact în patologie. De aceea, proiecte cum este, de exemplu, proiectul Personal Genetics, care încearcă să aducă în România aceste tehnologii de ultimă oră și a reușit să pună la dispoziția unor laboratoare chiar de cercetare tehnologia care astăzi se folosește pentru secvențarea întregului genom, nu? Sunt proiecte care trebuie, cred eu, încurajate. La ora actuală au pacienții acces la terapiile rezultate în urma acestor investiții? Există o serie întreagă de patologii la care tratamentul este, să spun așa, administrat în funcție de prezența sau absența unor mutații. Și deci există exemple concrete care sunt în terapie, care se bazează pe teste genetice, fără niciun fel de îndoială, atât ca prognostic cât și ca tratament. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Am discutat prin telefon cu domnul profesor dr. Ștefan Constantinescu, profesor la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, de asemenea expert evaluator pentru cercetare. Revenim la Degardă cu aceeași discuție, însă după câteva minute de publicitate. Business Center închiriază birouri în centrul Bucureștiului, la 3 minute de mers de Piața Unirii. Clădire nouă, spații utilate modern, acces la internet, recepție, pază și parcare. Tot ce ai nevoie găsești într-un imobil spectaculos, care dă stil afacerii tale. Suprafața minimă închiriabilă este de 60 de metri pătrați, prețuri de la 10 euro metru pătrat lunar, iar tarifele includ chiria, utilitățile și mentenanța spațiilor comune. Fă afaceri în oraș. Mută-ți birourile la Fenicia Business Center. Pentru detalii și contact, intră pe www.fenicia.ro și la telefon 0742 224 534. Dimineața scoți peștele din apă, iar oceanul se răzbune toată ziua. Echipajul ține nava în frâu, râzând în fața valurilor nebune. Pescărușul este atras de mirosul unei mese ușoare. Oricât ai vrea, pe mare nu poți găsi liniștea. Ei, băiete, vezi? Cam așa arată o zi și pe vapor. Bine, eu o să-ți arăt cum e să navighezi pe net. Ne poate voi cu internetul, noi lupii cu mare. Comorile apelor, în noile pateuri de pește nouă mări de la Mandy Foods. Am revenit la Degardă. Domnule profesor Anca, sunt fondurile structurale o soluție în această problemă a cercetării în sistemul sanitar românesc? Cred... Pot substitui ele lipsa fondurilor venite din partea statului? E greu de spus. Sigur că cu cât mai mulți bani vin în cercetare, cu atât este mai bine. Sigur că trebuie folosite, după părerea mea, sunt în afară normal, nu fac parte din personalul specializat în manevrarea, în gestionarea fondurilor europene, însă privind din afară mi se pare absolut strigător la cer ca fondurile astea să nu fie folosite. Nu vorbim numai de medicină, vorbim de autostrăzi, de orice vreți. Mi se pare ceva de vorba aia, subminarea economiei naționale, se spune la un moment dat. Așa încât, cu cât există mai multe și asemenea fonduri, ele trebuie folosite. Însă aici este nevoie totuși de niște proiecte. Și aici este nevoie, cred, după cum și dumneavoastră ați întrebat și după cum și profesorul Constantinescu a spus, de o evaluare corectă, pentru că nu știu dacă toate proiectele care există se situează la acolo unde ar trebui, dacă banii sunt folosiți corect. Bănuiesc că trebuie. Dar asta este numai un semn de întrebare. Evident, nu am date, însă trebuie foarte atent, investigat lucrul ăsta. Știi, și pe ce se duc banii. Doamna doctor Milițescu, aș vrea să ne vorbiți despre posibilitatea granturilor în parteneriat chiar și cu centrele private. Deci, așa cum vă spuneam mai devreme,
există această posibilitate. Primul call de proiecte, de acest model de proiect public-privat a fost în 2011. Dar este un model care se aplică la nivel european și nu numai. La nivel european a început în Finlanda, unde vorbesc acum de domeniul serviciilor medicale. Când a încercat să se găsească o formulă între public și privat, și plecând de acolo, s-a ajuns la concluzia că sănătatea costă din ce în ce mai mult, după cum știm cu toții. Și costă pentru că mijloacele de investigare sunt din ce în ce mai performante, dar în același timp costă. Pentru că pacienții noștri avem o populație îmbătrânită, mai bine zis. De ce? Pentru că, iarăși, ca urmare a tehnicilor de investigare, a tratamentelor, trăiesc mult mai mult. Deci toate acestea, plus ultimile noutăți din cercetare, toate acestea fac să crească costurile în sănătate. Și atunci ideea public-privat, adică de a veni și privatul și de a ajuta sistemul public, este o idee care se dorește la nivel european și, bineînțeles, că a început și la noi să funcționeze cu aceste proiecte de care vă ziceam. Iar noi, ca și centru privat, v-am spus, în 2011 am aplicat împreună cu instituțiile din sistemul public și am câștigat două proiecte. Vreau să vă spun că evaluarea a fost extrem de severă. Au participat evaluatori externi și am câștigat un proiect cu Institutul Cantacuzino, Fundeniu, și Fundeniu era secția de boli interne de la Fundeni, cu Institutul de Virusologie. Și sper că n-am uitat pe nimeni. Deci, asta este un proiect pe hepatită C, pe identificarea rezistențelor la tratament în hepatita C. Și al doilea proiect, care l-am câștigat cu Institutul Obregea, cu doamna profesor Maria Șerbănescu, boala bipolară. Deci, genetica și boala bipolară, care face parte dintr-un consorțiu european și așteptăm rezultatele. Un departament important al Centrului Privat de Genetică Medicală este departamentul de citogenetică. Despre ce este vorba, doamna dr. Stoian? Citogenetica este o parte din această genetică vastă care se ocupă cu studiul cromozomilor. Și s-a început de la o rezoluție tot mai mare și pe măsură ce tehnicile au evoluat, rezoluția s-a tot restrâns, astfel încât la ora actuală putem vorbi de o nouă tehnologie, și anume de microarray sau array CGH, tehnologie care în Europa modernă este aplicată atât în postnatal, dar și în prenatal. Și centrul nostru, ne putem mândri că putem să efectuăm aceste testări și la noi. Ce beneficii poate aduce acest aspect de pacienților? Beneficiile ar fi în principal în cadrul diagnosticului, atât pentru postnatal, pentru copilași care au dizabilitate intelectuală sau diverse malformații, pentru care variantele clasice de citogenetică nu pot aduce un diagnostic, dar și în cazurile de diagnostic postnatal, mai ales pentru sarcinile care au modificări ecografice, vizibile ecografic. Și atunci, acestea ar putea să fie corelate cu modificările la nivelul acestei analize care ar putea să fie identificate. Discutăm despre acest subiect prin telefon cu domnul profesor dr. Mihnea Ioan Nicolescu. Bună ziua, sunteți în direct la De Gardă. Bună ziua. Pot să fac o rectificare, nu sunt profesor, doctor, sunt asistent universitar. Sigur că da, îmi cer scuze. Aș vrea să ne povestiți puțin câteva informații legate de activitatea dumneavoastră în domeniul cercetării și dezvoltării pe care ați realizat-o până acum. Da, sigur că da. Eu am participat în mai multe proiecte de cercetare, atât din partea Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, cât și din partea Institutului Victor Babeș. Și aceste proiecte au avut drept studiu central prezența și identificarea unor celule despre care cred că acum din ce în ce mai multă lume a auzit, și anume telocitele. Și acum continuăm în aplicarea noastră pentru noi proiecte spre a evidenția relația acestor celule cu
cu celulele STEM din diverse organe. Ați colaborat de asemenea și cu renumitul profesor dr. Laurențiu Popescu. În ce proiecte ați fost implicat lucrând cu dumnealui? Sigur că da, cu domnul academician am colaborat în aproape toate proiectele în care am fost implicat, în principal în identificarea tereocitelor, după cum a spus, în pancreas și în glandele salivare. Știu că ați observat exact cum se realizează cercetarea tumorală la Stockholm, în Suedia. Despre ce este vorba? Ce au ei diferit față de noi? Și care sunt aspectele care v-au atras atenția în acest lucru? În primul rând, abordarea este diferită, și anume abordarea atât de pe băncile facultății, cât și la nivelele imediat următoare, doctoral, postdoctoral, este diferit în sensul de atragerea pe bază de contract a cercetătorilor imediat după ce aceștia termină o formă de învățământ, fie ea de scurtă sau de lungă durată, și implicarea acestora prin finanțare pe granturi directe și instituționale. La noi este mai mult aplicarea în colectiv și pe centre de colaborare interinstituțională. La ei este mai organizat pe individ, respectiv grupuri mici de indivizi și probleme punctuale. Asta de principiu. Și finanțarea, bineînțeles, că diferă cu câteva ordine bune de mărime. Care ar fi ultimele noutăți, ultimele inovații, dacă vorbim despre domeniul cercetării și dezvoltării în medicină? Este o întrebare foarte grea. Depinde în ce domeniu. Este pleacă de la medicina personalizată, despre care am înțeles că vorbeați dumneavoastră în studio, și anume individualizarea fie a diagnosticului, fie ulterior a tratamentului în diferite afecțiuni, plecând de la cancer și terminând cu tulburări genetice. Dar, pe de altă parte, putem vorbi și despre ultimile descoperiri în ceea ce privește noi mutații și noi boli despre care fie nu se știa, fie erau incluse într-o categorie mai mare. Și acum se încearcă disecarea și împărțirea lor în subsisteme spre a scădea rata de insucces a eventualor tratamente generice. Știu că ați realizat și studii în ceea ce privește cancerul bucomaxilofacial. Aș avea o întrebare pentru domnul doctor Anca, și anume, care sunt tipurile de cancer cu cea mai mare incidență în România și în ce fel ar ajuta testele genetice pacienții? Cred că pe primul plan stau totuși cancerele din sfera genitală, adică cancerul de sân, cancerul de ovar și cancerul de endometru și cancerul de col uterin. De asemenea, cancerul de colon este și cancerul de plămân. Acum, cancerul pulmonar, știți bine care este geneza, este unul dintre cele trei cancere, după știința mea, în care se cunoaște exact drumul de la agentul carcinogenetic, etapă cu etapă, reacție cu reacție, vorba aia moleculă cu moleculă, până la leziunea finală. Adică fumatul și cancerul de plămân. Mai sunt cancerul de endometru, determinare hormonală, și cancerul de piele, datorită ultravioletelor. Însă cele din sfera ginecologică, vedeți, sunt multe. Iar aici, pentru cancerul de sân, spunea doamna doctor, există un ajutor remarcabil pe care îl putem primi din partea citogenetici. Însă pentru toate formele este real lucrul ăsta. Nu numai ca modalitate de a avea la îndemână niște informații care să spună persoana sau pacientul sau domnul sau doamna au un risc mai mare de atât la sută sau un risc mai mic de a face un anumit cancer. Foarte important este și faptul că se pot identifica substanțe specifice pentru fiecare bolnav care să dea informație despre particularitățile formei de cancer, pentru că medicina, încă o dată, asta se uită peste tot în lume. Acum medicina tratează bolnavi, nu boli. Atunci trebuie să am boala personalizată la un anumit pacient. Dacă pot să aflu anumite particularități, asta înseamnă că pot să găsesc tratamentul cel mai eficient. Asta înseamnă un tratament ieftin, așa. Și pe de altă parte, înseamnă și o vindecare mai rapidă.
ceea ce înseamnă economie. Ce vreau să spun este că, vedeți, această discuție merge mult spre cercetarea fundamentală. Și evident că vrei, nu vrei, ca în desenele animate apare imaginea dolarului sau a euroului acum. Știi? Imaginea banului. Există însă și cercetarea clinică. În cercetarea clinică nu vin sacii cu bani atât de, cum să spun eu, pe bandă rulantă. În cercetarea clinică însă există și, pe de o parte, o investiție mai mică, dar pe de altă parte este un beneficiu foarte mare. E un beneficiu care e poate mai discret, este însă un beneficiu pe durată mai lungă. Și beneficiul ăsta constă în ameliorarea stării de sănătate a societății. Ori asta înseamnă o mare economie de bani, pentru că în societate sănătatea se face tot cu bani. Așa încât, dacă există și o cercetare clinică deșteaptă, pot să apară niște beneficii. Din nefericire, aspectul ăsta mi-e teamă că este puțin dat la o parte. Tocmai pentru că apar luminile orbitoare ale banilor din cercetarea fundamentală. Și atunci partea asta este un pic ignorată. Însă este foarte important să știi și să faci niște pași noi și să găsești niște aplicații noi pentru niște medicamente noi sau o modalitate nouă de a aborda o boală care în felul ăsta poate fi rezolvată mai repede. Domnule Nicolescu, are șanse domeniul cercetării și dezvoltării în medicină în România? Mai are șanse să se revitalizeze? Șanse există întotdeauna. Important este să fie susținut atât de factorii decidenți la nivel financiar, cât și la nivelul programelor de studiu și a domeniilor de cercetare, ce urmează fi pentru care se urmează fi scoase proiecte la concurs. Deci acestea sunt cei doi factori care, în opinia mea, pot contribui către o revitalizare a cercetării. În primul rând, suplimentarea fondurilor și, în al doilea rând, stabilirea unei curicule de cercetare adaptată la ceea ce se cercetează acum în UE și respectiv în lume. Dar cum stă România la capitolul personal în acest domeniu al cercetării? La capitolul personal poate fi răspuns din două perspective, fie numeric, fie, deci fie cantitativ, fie calitativ. Calitatea personală este bună. Problema este că mulți au ales să plece, tocmai bazându-se pe cunoștințele lor, în laboratoare și institute de cercetare din afară. Pe primele locuri... Readucerea acestora. Da, spune. Pe primele locuri în lume, în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, se află Marea Britanie cu 5,5 milioane de euro investiți în cercetare, de asemenea Germania cu 5,3 milioane de euro și Elveția cu 4,9 milioane de euro. Care sunt politicile pe care aceste state le aplică în domeniul dezvoltării? Cum reușesc să facă rost de investiții și să se organizeze astfel încât să aibă un astfel de sistem extrem de dezvoltat? Cred că dumneavoastră aveți cifre doar din Europa, milioane. Că... Cred că miliarde de euro. Nu poate fi atât de mici. Mă rog, ideea în principal este că China și Statele Unite oricum ar trebui să fie și ele incluse pe această listă. Și modul de selecție al ofertelor pentru cercetare presupun că este pentru o competiție bazată pe valoare, în primul rând, și nu 100% finanțată de stat. Presupun că există și parteneriate public-private. N-aș putea să vă spun exact care este exact forma de acordare a granturilor științifice în cele trei țări menționate de noastră. Domnule Nicolescu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră la De Gardă. Doamna doctor Stoian, aș vrea să vă întreb ce este analiza citogenetică. În ce constă aceasta? Citogenetica se ocupă cu studiul cromozomilor, astfel încât, în cadrul analizei clasice, se relevă întreg setul nostru cromozomial, și anume 46 de cromozomi pe care îi deținem toți în fiecare dintre celulele noastre. Pentru sexul feminin sunt doi cromozomi sexuali X și pentru sexul masculin un X și un Y. Astfel încât, prin această analiză, se pot evalua cromozomii atât din punct de vedere numeric, cât și structural. Ceea ce poate aduce diagnosticul unei boli cromozomiale. Și după cum spuneam, evoluția tehnicii a fost drastică, astfel încât
analiza nou introdusă, cea de microarray, poate evalua într-o profunzime mult mai mare nivelul cromozomial, astfel încât se pot identifica modificări de o dimensiune foarte mică. Cromozomii, de fapt, sunt purtătorii informației noastre ereditare, al ADN-ului. Cromozomii sunt formați sau reprezintă forma de organizare a ADN-ului în timpul diviziunii celulare. Revenim la De Gardă cu aceeași discuție după câteva minute de publicitate. Vrei o locuință nouă în București, într-o zonă decentă în partea de nord a capitalei? Triumph Construct are o super ofertă! Apartamente în sectorul 1, zona Sisești, la doar 690 de euro plus TVA pe metru pătrat. Plătești 25% avans, iar restul sumei în 7 ani, fără dobândă, la dezvoltator. Detalii la 031 437 82 25 și 0749 22 82 81 sau pe www.triumfconstruct.ro. Triumph Construct va aduce o super casă pe pământ cu plata pe lună. Am revenit la De Gardă, doamna doctor Milițescu. Care sunt beneficiile în ceea ce privește medicina personalizată? Și în același timp, care ar fi barierele de acces către acest domeniu? Da, pentru că s-a vorbit de bani, vreau să subliniez că în urma unui studiu făcut de către Institutul Karolinska din Suedia, împreună cu un centru de cercetare din Anglia, au fost intervievați diversi lideri de opinie din domeniul medicinei personalizate și s-au tras niște concluzii. Și beneficiile sună cam așa. În urma aplicării medicinei personalizate, un beneficiu ar fi că sunt reduse erorile medicale, atenție, erorile medicale cu 80%. Rezultatele pacienților se îmbunătățesc cu 60%, iar costurile, pentru că am vorbit de costuri, scad cu 42%. Bariere ar fi banii, lipsa banilor, deci nu e numai în România, sigur, pentru că domeniul acesta e un domeniu nou și extrem de vast, deci lipsa banilor sau necesarul de bani pentru cercetare și dezvoltare este uriaș și deci este o barieră încă. Oricum, cum spuneam, medicina personalizată este la început. Mai există o barieră. Sigur că medicina personalizată este în atenția și a comisiilor de specialitate din Comunitatea Europeană. Și se dorește ca până în 2030 să fie implementată la nivel european. Pentru că la ora actuală nu există un consens. Nu există un consens nici în ceea ce privește sistemele de sănătate. În fiecare țară își are propriul sistem de sănătate. Deci la fel este vorba și de medicina personalizată și reglementările lipsesc. Reglementările lipsesc, adică parte de legislație, de ghiduri, de protocoale. Deci toate aceste lucruri trebuie puse la punct. Deci, dar suntem la început și dacă e momentul potrivit, în România să înceapă să se implementeze acest concept, eu zic că da, pentru că întrebarea mea este ok, când e acel moment? Când? Cred că niciodată nu se poate ca acum sau mai târziu. E bine să fim la masă cu cei mari și tari. Să fim la aceeași masă. Apropo, dacă vorbim de bani, mai vreau să spun că, de exemplu, Institutul de Cancer din Franța iarăși a făcut un research, o cercetare pe un lot de 16.700 de pacienți care au cancer de plămâni. Cum s-a tot discutat, deci în cancerul de plămâni, pentru a se iniția un tratament, există acum o determinare genetică. Testul se cheamă EGFR, de fapt și gena este EGFR-ul. Și în funcție de rezultat se aplică sau nu un tratament.
Deci din acele 16.700 de pacienți care au fost testați, doar 10% au răspuns la tratament. Costul pentru acest tratament a fost 1.600.000 de euro, iar economiile au fost de 60 de milioane de euro. Dacă la restul de 15.000 de pacienți, da, care nu au prezentat mutația, ar fi trebuit să facă tratamentul cu acel medicament. Deci asta este încă o dovadă asupra economiilor care se pot face și se vor face. La fel stau lucrurile și pentru cancerul de sân, de exemplu. Exact. Descrierea examenului imunohistologic, cel prin care se pot depista moleculele speciale, să le spunem așa, în diversele tipuri de cancer de sân. Împart cancerul de sân, din acest punct de vedere, în 5 categorii, care răspund în mod diferit la diverse medicamente. Una este să le tratezi pe toate cu one treatment fits all, ceva de genul ăsta, și rezultatul este prost, cheltuiala este mare, și cu totul altceva să poți selecta cazul și medicamentul. Vom afla în acest sens și părerea domnului profesor dr. Vasile Astărăstoaie, președintele Colegiului Medicilor din România, care se află în legătură directă prin telefon cu noi. Bună ziua, sunteți în direct la De Gardă. Bună ziua! Care este părerea dumneavoastră? Care este la ora actuală situația domeniului cercetării și dezvoltării în România? Dacă ne referim la cercetarea în domeniul biomedical, atunci am putea spune că ea se dezvoltă mai intens în ceea ce privește cercetarea aplicativă, cercetarea clinică, și mult mai puțin în ceea ce privește cercetarea fundamentală, pentru că aceasta impune cheltuieli, investiții foarte mari, iar România nu a înțeles că fără un domeniu al cercetării bine dezvoltat, nu pot să progresez. Dacă vă uitați la țările care au ieșit din criza economică și care au avut tot timpul creștere economică, aceste țări în perioada de criză au investit în trei domenii: în sănătate, în educație și în cercetare. Și astfel au depășit criza, pentru că sunt domeniile care aduc valoare adăugată cea mai mare. Din păcate, sumele care se alocă în cercetare, în general în România, și în cercetarea medicală în special, sunt infime, și singura speranță este să te lipești de alte centre puternice din alte țări care investesc într-adevăr în cercetare, în așa fel încât să poți dezvolta și pe plan intern un asemenea domeniu. Domnule președinte, dar cât de performant mai este învățământul de specialitate? Învățământul medical este ultra performant, deci fără niciun fel de falsă modestie, observăm că acest învățământ este apreciat și nu ar fi această goană după medicii din România, din partea țărilor dezvoltate, dacă acest învățământ nu ar îndeplini rolul de formator. Din păcate, spuneam, punctele slabe a învățământului medical din România sunt cele legate de cercetare, și asta nu din cauza că nu s-ar putea face cercetarea în ceea ce privește, să spunem, resursa umană, că din cauza investițiilor. Din păcate, cercetătorii de top pleacă să lucreze în alte centre puternice, recunoscute, și nu rămân în România din lipsă de mijloace de a-și duce la capăt cercetarea. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Am discutat prin telefon cu domnul profesor dr. Vasile Astărăstoaie, președintele Colegiului Medicilor din România. Domnule dr. Anca, putem spune că investiția în cercetare reprezintă o șansă de revitalizare a sistemului sanitar românesc? Greu de spus. Nu știu dacă se așa o legătură directă. Sigur că în timp o cercetare care dă rezultate, asta sigur că presupune și niște beneficii, niște rezultate, niște consecințe pe plan practic medical, și bineînțeles asta ar presupune și o creștere a bugetului, iar o parte din bugetul unei țări merge în sănătate, așa încât cu certitudine ar fi benefică. În legătură cu învățământul medical vreau să mai spun ceva. Vedeți, noastră medicii, care revenind la cercetarea clinică, la ceea ce se întâmplă în spital, cercetarea asta poate să meargă mai departe numai dacă pregătirea medicală, pregătirea teoretică este profundă.
Pentru că în momentul în care medicul cunoaște boala în profunzime, la nivel molecular, atunci el înțelege și ce-i poate fi necesar în viitor pentru a putea trata această boală. Și totodată poate să înțeleagă cum o anumită moleculă găsită într-un alt domeniu ar putea să aibă, vorbind așa foarte mare, aplicabilitate în boala de care se ocupă el, pe care el o tratează. Un învățământ medical prost, superficial, este un învățământ în care se învață aproape după ureche. Adică la un prim nivel, să spunem, de faptă-răspuns, nu se pătrunde în profunzime. Cercetarea științifică care se face în facultate, că întrebați mai devreme de legătura asta între învățământ medical și cercetare științifică, vorbea și profesorul Constantinescu, profesora Stărăstoaie și mai departe. O treabă logică. În momentul în care ai în facultate așa ceva, asta îl obligă pe profesor, pe cadru universitar, adică o asistență așa mai departe, îl obligă și pe student să pătrundă de la început în profunzime. Să învețe în profunzime partea de pregătire preclinic, cum spunem noi, iar apoi medicina, bolile cu care se întâlnește și pe care le tratează și pe care le va trata, apoi ca medic, ca practician, să le înțeleagă și să le urmărească în profunzime. Și numai așa poate să apară progresul. Medicii care la noi, studenții care sunt formați în sensul ăsta, sunt studenții care pleacă. Ăștia sunt studenții care sunt ceruți. Studenții care sunt loaze, adică care învață după ureche, care se strecoară cu un 5 pe la examene, acum să dau examene la nesfârșit, ăștia sunt cei care rămân în țară. Puteți să-mi spuneți ce se va întâmpla cu învățământul, nu cu învățământul, cu practica medicală, cu sistemul de sănătate din România în anii următori? O să aveți nevoie de medic. Să plece toată lumea la Viena? Să înțeleg. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră din emisiune. Am discutat cu doamna dr. Bogdan Camilițescu, managerul unui centru privat de genetică medicală, cu doamna dr. Monica Stoian, doctor în științe medicale și medic specialist în genetică medicală și cu domnul conferențiar dr. Alexandru Anca, medic primar obstetrică ginecologie. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și miercuri la De Gardă de la ora 15, aici la Money Channel. Sunt Alexandra Stănescu, o zi frumoasă vă doresc. La revedere!